Mai exact, dacă până anul trecut dascălii își primeau salariile pe 9, începând din 2018 își vor primi banii în data de 14. Ministrul Pop arată că data de plată a salariilor pentru Ministerul Educației Naționale și unitățile finanțate de acesta este 14 a lunii curente pentru luna precedentă. Liviu Pop mai arată că, potrivit ordonanței de urgență a Guvernului 90/2017, s-a aprobat că plata salariilor pentru personalul din unitățile de învățământ se va face din bugetul Ministerului Educației Naționale. Prin legea 2 din 2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, sumele pentru plata salariilor personalului din unitățile de învățământ au fost aprobate în bugetul Ministerului Educației Naționale. Începând cu luna ianuarie, Ministerul Educației Naționale va transfera lunar către inspectoratele școlare, iar apoi acestea către școli, sumele pentru plata salariilor. Fac precizarea că și până în prezent au fost finanțate din bugetul Ministerului Educației Naționale anumite categorii de cheltuieli pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv pentru examenele naționale, naveta elevilor și bursele elevilor, precizează ministrul educației. Profesorii reclamă că au fost înștiințați abia pe 5 ianuarie de modificare și spun că ar putea să aibă probleme cu plata ratelor și a facturilor. S-a schimbat perioada de plata salariilor în învățământul sucevean, plățile se făceau începând cu data de 5, însă lucrurile s-au decalat, asta deoarece banii vin acum de la Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar. Problema e că angajații au aflat târziu această schimbare, iar pentru unii este o întârziere de peste săptămână. Oamenii au avut planificări, mulți au rate la bănci care trebuie plătite la timp, au nevoie de bani mai ales după sărbători, a declarat Traian Pădureț, liderul Uniunii Județene a Sindicatelor Pro-Educația Suceava.